Departamentul de Științe Umane și Social-Politice din cadrul Facultății de Istorie și Geografie a organizat în aula Universității Ștefan cel Mare Suceava conferința America prin ochii europenilor, conferință susținută de profesorul universitar Aurelian Crăiuțu. Profesorul universitar Aurelian Crăiuțu este o personalitate de marcă recunoscută în Statele Unite ale Americii. Acesta este originar de pe meleagurile noastre bucovinene. Științe umaniste și social-politice în ultimii ani ne-au obișnuit cu astfel de manifestări importante care aduce în fața dumneavoastră personalități ale vieții publice și mai ales ale vieții academice românești și din universitățile cu care avem strânse colaborări din Europa, Asia. Este evident un privilegiu să vă avem printre noi. La universitatea noastră există un puternic colectiv de filozofie, colegi recunoscuți în plan național, aș spune chiar o școală de filozofie. Mă bucur că au reușit să vă aducă și sper că vor exista colaborări profitabile pentru toată lumea, pentru universitatea noastră, pentru ei, poate și pentru dumneavoastră. Profesorul universitar Aurelian Crăiuțu a vorbit celor din sală despre America, America văzută prin ochii europenilor. E vorba de o excursie în istoria ideilor despre America, a reprezentărilor despre America, mai puțin despre ce înseamnă America pentru americani, cât ce înseamnă America pentru noi, pentru europenii care văd acest lucru. Felul în care America a fost concepută de către gânditorii politici europeni și călători europeni, de la Cristofor Columb și până în secolul 21, arată că America a fost, de la bun început, un simbol. Un simbol pentru lumea veche. Și acest simbol a primit, de-a lungul timpului, mai multe interpretări, mai multe înțelegeri. America a fost văzută de la bun început ca un dărâm al libertății. Și acest lucru a fost foarte important în construcția statuii libertății la sfârșitul secolului 19. America a fost văzută în secolul al XVIII-lea drept un oraș al viitorului. Teza de doctorat a profesorului universitar Aurelian Crăiuțu a câștigat premiul Leo Strauss în anul 2000, acordat de Asociația Americană de Științe Politice pentru cea mai bună lucrare de doctorat în domeniul filozofiei politice, susținută în 1998 și 1999 în America de Nord.